Bun găsit tuturor, sunt Gelu Brebenel, sunteți iarăși invitații mei la o nouă ediție a emisiunii Giurgiu, înainte de toate. Ne întâlnim, iată, în ultima zi a lunii ianuarie, în încercarea noastră de a privi și sper că și de a reuși să privim Giurgiul și giurgiuvenii cu alți ochi. Invitat în această seară primarul nostru al giurgiuvenilor, Nicolae Barbu. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! În această seară, acum, vom discuta despre administrație, pentru că este invariabil, dar aș dori să vorbim și despre Giurgiu și despre giurgiuveni. În partea a doua a emisiunii, spun de acum telespectatorilor noștri că ne pot trimite SMS-uri sau ne pot suna punând întrebări domnului primar. Regula pe care noi o propunem este să puneți o singură întrebare, deci o singură întrebare de căciulă. Apoi interlocutorul nostru trebuie să știe că va ieși din direct, pentru că nu putem să facem dialog cu fiecare. De asemenea, așteptăm ca telespectatorii noștri să aibă o atitudine cinstită și înțeleaptă, în sensul că așteptăm numai întrebări de interes general din partea dumnealor și nu întrebări de interes personal. Domnule primar, mulțumim că ați venit în studioul nostru. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și întotdeauna să știți că răspund pozitiv cererilor dumneavoastră pentru a fi alături de cetățeni și a le explica, până la urmă, răspunsul la întrebărilor dumnealor. Încă o dată vă mulțumim și eu personal vă propun un început de emisiune mai puțin convențional și aș vrea să începem emisiunea noastră cu o mică povestioară. Nu mai știu când v-am invitat eu, când mi-ați confirmat telefonic că veniți la emisiune, cred că marți. Ei bine, povestioara noastră începe de la frizerie. Marți m-am dus la frizerie și dacă frizerița mea mă tundea cam în 10 minute, de data asta a durat tunsul cam o jumătate de oră. Bineînțeles că de fiecare dată ține morții să-mi spună că fac niște emisiuni grozave. Nu știu cum o fi. Dar la un moment dat m-am simțit altfel decât la frizer, pentru că eram pus acolo pe scaun și am fost supus la o adevărată ședință, frizerița cu piaptănul și cu farfeca în mână și îmi vorbea despre ce credeți, despre Giurgiu, despre giurgiuven, despre administrație și despre primarul Nicolae Barbu, spunându-mi dumneaei ca orice giurgiuven cu bun simț, cam ce și-ar dori să ajungă Giurgiu, cum și-ar dori să fie Giurgiu. Și vă spun sincer că mi-a vorbit despre faptul că ar avea un oraș mai curat, despre faptul că ar avea un oraș cu mai puțin câini, un oraș mai bogat și un oraș cu multe locuri de muncă. Da. Cum spuneam, după aceea v-am sunat și mi-ați confirmat că veniți la emisiune. Sper ca frizerița să nu-mi zică data viitoare că vrea să... Aceeași frizeriță vă și bărbierește? Nu. Că vreau emisiune cu Băsescu, că nu-l invit. Da, nicio problemă. Bun, deci oamenii așteaptă de la primar și așteaptă de la oficialii noștri ca Giurgiu să fie un oraș mai curat, este mai normal. Și să arate oamenii altfel. Și-au pus mare încredere și speranță odată în schimbare și în al doilea rând în rezultatele pozitive de după acea schimbare. Vedeți dumneavoastră, așa este și se întâmplă întotdeauna. Imediat după Revoluție, oamenii au avut așteptări și au răbdat o perioadă de 40-50 de ani și imediat după Revoluție au răbuvnit și au vrut toate imediat. Și uite că așa de bine le-au dat că au trecut vreo 23 de ani și parcă începem să parafrazăm cuvintele lui Brucan că mai ne trebuiesc 40-20. Brucan deja s-a înșelat. Pe asta spun. Mergem până la urmă la Biblie, 40 de ani, până să schimbă generațiile. Nu, haideți să vă spun. De ce să așteptăm atât? Eu vă spun că se vor vedea ceva schimbări începând cu vara aceasta, schimbări mai profunde în anul viitor și eu zic că în 4 ani vor vedea un alt oraș. Și ceea ce mi-am propus în acel contract cu cetățenii, acele promisiuni și certitudini și până la urmă în contract nu treci cam ce ți-ai dori. Treci lucruri foarte clare, nu le-ai îndeplinit, pleci sau nu mai vii, mai vii în fața unor. Ce să le mai spui oamenilor peste, cel puțin din punctul meu de vedere? Am o creștere care nu va permite ca peste 3 ani jumate să ies în fața oamenilor cu acel contract, să-i spun, domnule, m-ați girat cu aceste acțiuni care am de făcut și cu aceste lucruri. Și eu știți, n-am putut, greaua guvernare, greaua moștenire,
consilierii care sunt 10 de o parte, 10 de o parte. Trebuie să faceți ceva să nu, se nu, nu, ați văzut, am o răbdare fantastică. Ați văzut la toate ședințele de consiliu, am răbdare, explic la fiecare în parte. A durat 3 ore astăzi, au durat și 3 ore jumate. O să vorbim și despre ședința consiliului încep local să, de astăzi. Da, încep să tânjesc după ședințele alea care se terminau în 15 minute. Mă uit cu ciudă la domnul Mustățea când le termină în 20 de minute. Asta înseamnă consens la dânsul. Nu știu, poate că sau poate că domnul Mustățea e mai expeditiv. Nu. Aici e o problemă de... Cândva la Consiliul Local țineau ședințele până la 7-8 seara, începând la 2, să terminau mai repede numai dacă era vreun meci de fotbal. Știți ce se întâmplă apropo de Consiliu? Deci dacă acei oameni care astăzi sunt în Consiliu și au fost și în mandatul trecut și aș fi văzut în partea lor aceeași reacție, că acum aș fi zis, domne, asta e părerea omului, asta a făcut tot timpul, e decizia lui, punctul lui de vedere, el vrea să plece... din ședințele de Consiliu, vrea să plece lămurit, vrea să plece, cum să zic, hotărât că ceea ce a spus și ceea ce a făcut e perfect legal și din cauza asta el trebuie să înțeleagă lucrul ăla și până nu-l înțelege sau până nu se stabilește exact cum dorește, nu se... Dar au fost oameni care erau avis pozitiv și spuneau numai șeful ce frumos, ce le ziceți dumneavoastră, așa de bine sunt. Și astăzi când am venit să modificăm un regulament care era aprobat în 2009, și care astăzi nu l-am adaptat decât la niște cerințe ale codului fiscal și 3 modificări și unele care erau în favoarea cetățenilor, am stat oră. Și am luat un despicat firul în 4. Bine, cum vin lucrurile astea? Poate că nici vă dați seama. Poate că nu am timp să stau de vorbă cu cetățenii. Fiindcă am mers și stau și aștept să-mi vină investitori, să stau de vorbă cu ei, să discut problemele care sunt, să stabilim regulamentele acestea care nu sunt au fost puse la punct multe din ele, să fac organigramă, să fac, eu știu, proceduri de lucru, ca fiecare în primărie să și gândească, nu numai să fie executant și atât, să-i spună cineva ce să facă, ori am timpul necesar acum în ședințele de Consiliu, ridicând o minge la fileu, să explic și oamenilor de ce am vrut să fac asta, de ce am vrut să fac asta, de ce trebuie făcut asta, de unde am gândit. Să înțeleg că vă bazați și pe faptul nici că, nu seama cât conferințele sunt filmate. Și acest lucru să duc direct. Vedeți, am două conferințe de presă pe lună. Și să știți că foarte puțin, dacă pe vremuri s-a despicat firul în patru din ce spunea tovarășul, acum nu se despica niciun fir în patru, vorbea tovarășul, asta era regula. Ce da. Să despici în patru? Că n-aveai ce. Mă rog. Bun, deci îmi convin aceste lucruri, să știți. Ieri, cum spuneați, conferința de presă, au fost discuții despre administrație. Astăzi, la ședința Consiliului Local, discuții despre administrație. În această seară, inevitabil, discutăm și despre administrație. Câteva puncte vreau să ating, dar aș vrea să vorbim și despre Giurgiu și despre Giurgiu Veni. Și vă propun să întoarcem puțin emisiunea, unghiul de vedere. Știu că Giurgiu Veni așteaptă de la dumneavoastră, dar haideți să procedăm altfel. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră ca simplu giurgiuvean. Cum vedeți dumneavoastră orașul ăsta al nostru, Giurgiu? În momentul acesta, urât. Mi se pare normal. Trăiți în Giurgiu? Nu. Nicolae Barbu, nu mă adresez. Lucru. Deci niciodată nu o să acopăr sau să spun că ce frumos am făcut eu și tot. Sunt la faza în care, și am mai spus-o lucrul acesta, construiesc o casă. O casă trainică, o casă primitoare, o casă călduroasă și o casă cu oameni bogați înăuntru, nu cu oameni sărmani, nu o cocioabă, nu o colibă. Ca să construiești o casă pe modelul acesta, în primul rând pleci de la fundație și lucrezi foarte bine fundația. Un fundament solid dă o trăinicie casei și o siguranță în timp și orice cutremur care vine n-o dărâmă. După ce ați construit cu toții o casă sau toți știu cum să construiești o casă, după ce ai băgat 10-15% din fondurile necesare construirii unei case, le-ai băgat în groapă și ai făcut fundația, ai venit și ai pus pământ deasupra. Și ai bătătorit pământul și tragi o placă. Și mai ies niște mustăți afară și cam aia se vede după un vară întreagă, după o ea. Și te uiți seara, o toamnă așa, după ce te-ai apucat în primăvară și ai făcut fundația și nici nu mai am bani, mă apuc la anul și te uiți și bă, dacă trece o vacă nu se împiedică de sârmele astea acolo. Și eu am băgat o groază de bani acolo. Cam aici ne aflăm noi. Dați-mi timpul necesar. Dați-mi posibilitatea să încep să ridic zidurile. Să încep să te încuiesc, să-i pun acoperișul, să-i pun ferestre. Și vom ajunge poate în ultimul an să mai pune și mușcate la ferestre. Mandatul dumneavoastră este la început și aveți tot timpul.
important este ca giurgiuvenii să aibă răbdare cu dumneavoastră. Asta, noi jurnaliștii, asta le cer toate jurnaliștii, având experiență, bă, unii dintre noi, cei mai onești așa și mai maturi, v-am și declarat-o că vă lăsăm un timp să vă apucați de lucru. Păi nu, că eu muncesc și acum, dar nu se vede. Este munca aceea care o face o soție acasă, de zi cu zi, de când se trezește și noi nu ne dăm seama. Și nu se vede munca aia. Ea se trezește prima, ea ne face pachete la copii, noi ne trezim, ne ducem la baie, ni se pune ceaiul, ni se pune cafeaua. Să vede foarte bine dacă lipsește o săptămână. Dacă lipsesc două zile, nu o săptămână. Dacă lipsesc două zile, s-a terminat. Îți dai seama de ce ai acasă și cam unde te-ai aflat dacă n-ar fi. Cam aici ne aflăm. Încă muncim, dar nu se vede. O să se vadă. Mi-a spus cum vedeți dumneavoastră orașul. Vreau să vă mai întreb cum vi se par giurgiuvenii. Cum îi vedeți dumneavoastră? No, giurgiuvenii au încredere și mă bucur la lucrul acesta. Nu sunt superficial, nu se iau după unii și alții. Sunt răbdători giurgiuvenii în felul lor, fiindcă ca neam românii sunt răbdători. Suntem așa răbdători, de răbdăm până când se umple paharul și doată răbuvnim și în momentul ăla nu mai stă nimeni. Să vă întreb, asta e bine sau nu e bine că suntem răbdători? Păi e bine că suntem răbdători dintr-un singur punct, că și noi suntem pe măsura răbdărilor. Că dacă am fi un ca și popor, am fi mai dinamici, mai rapizi, poate că n-am intră, că și ar fi popor, ar fi n-ar mai fi răbdător, ar fi tot pe același timp. Deci nu, ne asemănăm așa, ne legăm. Dați-mi voie să vă citesc părerea unui giurgiuvean care mi-a trimis un mesaj pe Facebook. Zice, păcat de orașul acesta frumos, care moare pe zi ce trece. Este o simplă părere. Asta ca să prefacez un material al colegului meu, Marian Butan, un material legat de gropi, de curățenie, dar și de atitudine civică și rog până colegii urmă, din... Moartea, până dați emisiunea, moartea nu vine din gropi, din noroi și din asta. Moartea vine din lipsa locurilor de muncă și a unui viitor, a unei viziuni, a unei, eu știu, posibilități. O nevoie sau o posibilitate a oamenilor de a-și găsi un loc de muncă, de a-și întemeia o familie, de a avea o bunăstare. Aici da. E problema cea mai gravă. Zice telespectatorul, mă rog, cel care mi-a trimis pe Facebook, păcat, deci spun un păcat, înseamnă că este înțelegător, moare pe zi ce trece, înseamnă că n-a murit, să nu-l lăsăm să moară. Nu. Și am să vă dau câteva exemple, le-am tot dat, le spun oamenilor că investitorii nu vin peste noapte. Un om care scoate banul din buzunar. Vorbim și despre investitori. Haideți acum, regia, dacă a pregătit materialul, să-l difuzeze, vă rog. Cea care ne-a pus în fața creației desăvârșite, am învățat că mai avem de învățat. Adică până și omul, ieșit la plimbare, trebuie să realizeze dacă traseele giurgiuvene îi sunt prielnice scopului propus. Cu mașina poți accepta drumurile urbei. Sigur, dacă accepți excepția care confirmă regula. Iar mersul pe jos comportă riscurile lui. Apoi, zăpada prezentă încă pe trotoare a adunat în jurul diferite deșeuri dezgolite de temperaturile neobișnuite pentru o lună de ianuarie. Ca pieton, de la gunoiul aproape arhiprezent, continuând cu noroiul central, a se vedea zona unor importante bănci de pe strada Vasile Alexandrii, mergând apoi pe urma descoperitorilor de bunuri reciclabile sau refolosibile din pubele, ca pieton, ziceam, poți avea trista imagine a giurgiuveanului stârnit la o plimbare de primăvară venită în timpul iernii aflată în ianuarie. Și dacă giurgiuveanul din mine, catalogat ca rău intenționat, așa vede lucrurile, analizați ce ar gândi vizitatorul străin de oraș al unor zone din urbea noastră, că despre administrație și educație, o mai vorbi. Și în direct la Giurgiu, înainte de toate, invitat primarul... Da, este greu să te disculp când vezi acea imagine. Era după ce s-a topit zăpada, nu contează, trebuie să nu fim contează. Și după și așteptăm să usuce și când dă prima ploaie se face tot noroi. Haideți să... V-am spus să mă disculp. Dacă ați observat că în ultima perioadă au tot apărut pe ordinea ședințelor de Consiliu regulamentul cu tare regulament. Și astăzi am avut două regulament sau trei regulamente. N-a fost ședință să n-avem unul, două. Suntem la faza în care stabilim cadrul legislativ. Haideți să discutăm câteva minute despre unul dintre regulamente, cel legat de lucrările care asta se fac. Asta am vrut să vă spun. Deci nu poți să-i ceri și să-i impui și să-l pedepsești sau să-l sancționezi pe cel care face lucrarea când el spune, domnule, mă judeci după o lege care eu am dreptate. Adică el a luat o autorizație de efectuar lucrări pe domeniul public pe un an de zile. Și s-a apucat când a avut el timp. Sau când a strâns 10 lucrări. La firme, nu discut altceva. În această perioadă se fac trei lucrări. Canalizare, apă, gaze în Giurgiu. Vă dați seama că fiecare vine și sapă.
Are autorizație, sapă, sapă. Au strâns teanc de lucrări și în momentul au angajat o brumă de oameni și s-au apucat să le facă pe toate. S-au apucat în decembrie. Da, la noi, paradoxal, să tot astupă și iar. Nu. Haideți să vă spun că da aici și vă spun exemplu Vasile Alexandri și vă spun ce era nu se va mai face. Era o glumă că a treia oară sapă că și-a uitat neachiția la dat cu scule. Da, cu scule, da. Sau sandwich-ul, care a stat pe groapă și l-a mâncat vara. Vasile Alexandri s-a terminat canalizare și apă și când am zis hop, a venit gazele. Acum, în ce situație eram pus? Când mult. Li s-a promis acelor oameni din martie, au făcut contractul cu Viromu și cu furnizorul de rețea în martie. Și li s-a spus, domne, până în octombrie, nicio problemă, veți avea gaze, veți face. Și a debranșat omul de la încălzire și a luat centrală și a făcut instalație. Și a stat. Și a venit octombrie, a venit noiembrie, a venit frigul, toată lumea avea căldură de jur împrejur și el nu mai avea. Și au venit cu cerere ca să înceapă lucrarea. Ce era să le facă? Normal, de la 1 decembrie trebuia să mai dau autorizații. Era o problemă socială, îi lăsam pe oamenii în frică, nu mai aveau altă șansă. Și am zis, bun, dați-i drumul. S-a apucat, a făcut lucrarea, a făcut. Acum știți cum lucrează. Sapă aici, sapă dincolo, sapă dincolo, sapă dincolo, în spate vine, pune aici, pune dincolo, care are un singur rând de oameni. N-are mai multe echipe să zici, bă, lucrești aici, aici am terminat. Ce se face? Că acum n-am ce să-mi, e greu să mai spun în momentul ăsta, mi-e și rău. Știți unde m-am lovit cel mai rău? Când a fost gheață pe ulei și n-au putut să mai iasă oamenii. N-a putut să intre mașina înăuntru să dea cu sare. Nu s-a putut intra. Fiind blocat de datorită lucrărilor și au tras mașinile cum au putut. Și ne-am trezit dimineața când trebuia să intrăm cu mașina, că n-avem cum. Și le-am spus, domnilor, aveți un sac din acela de nisip, luați și dați, că n-am efectiv altă posibilitate. Vreau să vă întreb ce aduce nou acest regulament. Acest cum regulament stabilește foarte clar cum se fac lucrările pe domeniul public. Și foarte clar și foarte dur. Deci nu se mai lasă pământ pe domeniul public. Ăsta e primul lucru. Deci după ce se sapă groapa, pământul să ia să pune. Va fi greu prima lună, a doua lună, până îi învățăm. O să mergem peste ei, le dăm avize, se dau avize de începerea lucrării. Deci nu mai dă, până înainte de dea avizul de ADP-ul, el îl controla, el îl repara și noi luăm castanele. Acum e altfel. Acum vine la primărie, spune cine se ocupă, spune cine răspunde din partea lui personal, nu numai societatea, el personal, de reprezentantul societății, dar el dă cu mâna acolo scris, că mă pot îndrepta societatea, mă duc și pe persoană. Și după aceea i-am dat avizul, îi spun, ai 7 zile să termin lucrarea. N-ai terminat-o în 7 zile, pentru fiecare zi care trece, plătești penalitate. Penalitate care înseamnă ocuparea domeniului public, aproape 2 lei pe metru pătrat pe zi. Și să vedeți că dacă însumă, mă duc. N-are voie, când repară, să mai folosească pământ. Va folosi nisip, balastru, beton, asfalt. Sper că vor fi și urmăriți. Că de multe ori avem legi bune, dar nu sunt aplicate. Va fi greu primele luni. Credeți-mă că orice lucru care începe, orice lege, e mai dur. Amenzile sunt foarte mari. S-a terminat cu amendă de 5 milioane o societate comercială care avea o lucrare de 10 miliarde sau de 100 de miliarde. Da, nu mai putea de amendă. Da, zice, lasă, nu mai contează. La fel, sunt amenzi foarte mari și e în regulament stabilit clar cum se face marcarea gropii. Păi eu vă spun, mie mi s-a întâmplat când veneam pe șoseaua Sloboziei noaptea, când abia se vedeau acele benzi mici puse cu un stâlp acolo, așa că mai erau trăsături. Nu s-a terminat. Au venit cu fel și fel ca să mai dăm zilele acestea. Dăm în perioada de iarnă decât urgență. Și lucrări care nu blochează o șosea. Sunt cei de la branșamente care au 70 de centimetri de la marginea bordurii. Îi dăm de unde trece conducta până unde se duce la om. Sunt cele mici, sunt cele care trebuie să facă o lucrare să, eu știu, să mai au încă 10 metri de făcut pe o stradă ca să cupleze instalația totală, că s-a dat drumul la nu știu ce stație de pompare și în momentul acela trebuie să facă legătura. Ok, dăm, că e urgență. Dar lucrări mari nu. Au venit firmele care lucrează cu apa service-ul, acum cu canalizare. Gata, a dat un pic o bură de soare, un strop de soare acolo, ne apucăm de treabă. Să vă frate, cum să opun? Nici n-am terminat. La toți le spun, ce lucrări aveți în lucru? Da, le-ați terminat? Nu. Terminați-le pe alea, că timpul frumos e și pentru terminat lucrări, nu numai pentru început lucrări. Deci lucrurile acestea se cam termină cu haosul ăsta ce s-a întâmplat. În dorința de a termina odată pentru totdeauna această lucrare mare cu aducțiunea de apă și canal în oraș, s-a trecut peste s-a multe făcut lucruri. Mici concesii. Bun, mici, să sperăm mari. Că în cursul, în prima parte a anului se reglementează. Și nu pot, oamenii trebuie să înțeleagă, nu se poate interveni acum să pui asfalt în plombe. Că îl punem degeaba, sunt bani aruncați. Încercăm să punem balastru, încercăm să punem nisip, să le mai atenuăm un pic din lovit. Și să știți că domnul Vice Vladu asta face de 2 săptămâni. La 2 săptămâni sunt firmele care noi inventariem, firmele se duc și le vedem și îi spunem, aia, du-te și pune nisip, bate-le, așează-le.
Încercăm să mai atenuăm. Și aș dori să ne ierte, să ne scuze și să ne înțeleagă în perioada aceasta. Bun. Am să rog colegii din regie să afișeze numărul de telefon la care putem fi sunați și la fel numărul la care putem primi SMS-uri. La jumătate și câte probleme de multe avem de rezultat. Ne apropiem de partea a doua a emisiunii, da? Ce speranțe le dați giurgiuvenilor cu privire la locurile de muncă? Pentru că vă spuneam este clar că este simplu e problema să numărul investitori. Noi am creat cadrul. Noi am creat acea stare de normalitate ca un investitor să vină să așeze la noi. Nu-l mai speriem, nu-l mai chinuim, nu-i mai luăm taxe, nu-l mai alergăm pe aici. I-am spus că are aceleași drepturi ca și un giurgiuvean, poate să vină să investească. Și drepturi mari au venit. Să zic că n-a fost ușor să vină și acești investitori. Și la toate întâlnirile care am fost și în mediul de afaceri le-am transmis. Și să știți că ei vin și că ăla îl cunoaște pe ăla și știe că e prieten cu un primar de la Giurgiu, care e un primar care vine din mediul de afaceri și bă, să știi că te ajută. Du-te dacă vrei să investești în zona aia. Și am furat, mai pe românește așa, un investitor destul de mare. Este o firmă chinezească care a închiriat 8.000 de metri la Dunăreana, dă drumul în luna februarie, fabrică, țesătorie de material din acesta termoizolant, care se folosește la termoizolația blocurilor. Și lucrează aproape 170 de persoane. De la, deci 170 de noi locuri de muncă. Este o firmă bulgărească, fostul Bulgar Tabac, care a cumpărat o hală pe șoseaua Prieteniei. Și să știți că mi-a spus-o în față, a zis, domnule, am fost pe multe locuri, 20 de ani, nu că mi-aș aduc, aș aroga niște merite, dar nu s-a duc ușor. Și asta vreau să vă explic acum de ce. 3 ore l-am plimbat. Eu m-am urcat în mașină cu el și am mers la Dunărean, am fost la combinatul chimic, am fost la zona liberă, am fost pe unde mai știam eu oameni de afaceri care au hale. El vrea să cumpere. Și a găsit o hală pe Prietenie. I-am spus celui de acolo, zic, mă, spune că uite, vrea să cumpere. Nu, vreau să închiriez. Mai veniți o firmă care vrea să cumpere și n-a fost de acum. Și a zis, mă, ți-a venit de 2 ori, eu am o vorbă așa, ți-a venit de 2 ori ginere la poartă. Și tu ai o fată mare de măritat. Mă, dacă e respingi de fiecare dată, s-ar putea ca atunci când vrei tu să o măriți să nu mai vină nimeni. Spune-mi omului un preț. Și a zis, 1 milion de euro. Și a zis omul ăla, zice, da, cam aici ne-am gândit și noi. Și a dat 1 milion de euro s-au cu hală și cu 1000 și ceva de metri, ofertele. Fiindcă omul vrea să investească. Și lucrul ăsta mai e firma, din tot firma bulgărească undeva în platforma 2, care va da drumul la un terminal mare de GPL-ul, cu o cifră foarte mare. Și toate firmele astea au sediu în Giurgiu. Asta am vrut să vă spun. Deci nu sunt filiale. O prima rugăminte a mea a fost, vă ajut, vă sprijin, unde aveți probleme cu autoritățile, merg și vă sprijin ca să vă luați avize, autorizați și tot ce trebuie mai repede decât dacă vă plimbă cineva pe acolo, dar am o rugăminte, firma să fie de Giurgiu. Deci și-au înființat firme noi. Și-au înființat firme aici. Ca să avem oarece beneficii. Păi, dar toate beneficiile vin. Păi altfel dacă își duce, știți cum este, aici produce și își duce ouăle, mută ouăle în altă parte. Și n-am făcut nimic. Noi rămânem cu ce mai rămâne de la o pasăre, în afară de ouă. Da, deci câștigăm de 2 ori, odată la banii care vin din impozite, apoi locuri de muncă și... Și la un moment dat, știi ce un investitor masa, lângă masa investitor. Masa monetară care se reîntoarce înapoi în consumul din Giurgiu. Fiindcă 1000 de oameni care se angajează în Giurgiu înseamnă 6 miliarde, 7 miliarde, eu știu, bani care se întorc înapoi în consum. În masa monetară exentă în consum. Și acum la banii aceștia să mai dezvoltă un butic, să mai dezvoltă un prestator de serviciu, să mai dezvoltă ceva și toți consumă și automat, la rândul lor și ei dacă le crește cifre, e la un moment dat toată treaba aceasta cu investițiile și cu banii în circulație este, crește exponențial. Numai puțin, avem un telefon, înțeleg că la telefon se află domnul Ion. Alo, bună seara! Bună seara, vă auzim. Vă rugăm să adresați întrebarea. Întrebarea este următoarea. S-a promis în campanie multe și până acum nu se vede mai nimic. Ok, am să vă răspund exact. S-au promis în campanie exact 17 puncte. Eu, cel puțin, atât am promis. Din acestea 17, am rezolvat până acum aproape 7. Care sunt? Păi nu, vi le spun pe fiecare că haideți sunt să nu exact facem pe dialog, contract. Am stabilit o regulă, sunt exact în contractul cu cetățeanul. Eu am mai avut o... Am mai avut o intervenție luni, când am avut tot așa și le-am explicat pe fiecare în parte. Jim Diaconescu le-a avut și mi le-a zis, asta ați făcut-o, asta n-ați făcut-o. Deci 7 sunt rezolvate.
Mai sunt vreo 4-5 care deja sunt începute și în fază destul de mare. Ce să vă spun? Sunt primele oată cu nu mai ridică mașinile în Giurgiu, acum nu mai avem parcare. S-a creat un consiliu consultativ ca să aducem investitori. S-au luat taxa după centură. Ce s-au mai făcut? Gratuitate pentru pensionari pe mijloace de transport. Ele sunt. De aceea le-am trecut pe o hârtie și le-am zis că altfel să spunea, domnule, dumneata ai promis cât ne-a promis toți. Noi am promis exact același. Cu ele am ieșit în față și le-am zis, oameni buni, asta pot să fac. Acceptați, ok, dacă le faci pe asta e ok. Acum eu sunt ferm convins că o să spună, pe ce numai atâtea? Nu, o să fac mai multe. O să le spun și pe alea care nu erau trecute, că mi-a fost teamă să le trec atunci, că nu știam ce găsesc. Bun, mulțumim domnului Ion pentru telefon. Alo. Nu, am stabilit o regulă și e bine să o respectăm. O singură întrebare, după care mă adresez și colegilor din regie, telespectatorul care a sunat iese din direct, nu ne permitem să facem dialog și nici nu ne permitem să lucrăm ca la audiențele primăriei, că nu este cazul. Care încă emisiunea sunt. Este da. Limitată. În așteptarea altui telefon sau unor SMS-uri, să înțeleg că mai avem pe cineva la telefon? Da, puteți să mai adresați o altă întrebare și nicio problemă. Opresc și... Mai avem un telefon. Doamna Elena, bună seara! Da, bună seara! Bună seara! Bună seara domnului primar și nu în ultimul rând dumneavoastră, postului dumneavoastră de Giurgiu. Mulțumim! În legătură cu sănătatea giurgiuvenilor, aș avea și o propunere pentru domnul primar să ne poată ajuta. Nu există o secție de reumatologie la județean și bolnavii sunt nevoie să meargă la București, în alte localități, care considerăm că e o prioritate pentru orașul Giurgiu și pentru bolnavii acestui oraș. Vă mulțumesc, o seară bună! Da, am să răspund. Chiar dacă spitalul nu este în jurisdicția Consiliului Local și al Primăriei, este a Consiliului Județean și a Președintelui Consiliului Județean, unul din punctele de pe acel contract cu Giurgiuveanu este că voi face toate demersurile pentru autoritățile statului, centrale sau locale, pentru rezolvarea unor probleme ale cetățenilor. Dacă telespectatoarea dumneavoastră care mi-a adresat întrebarea ar face o adresă către primărie cu acest lucru, eu am să o redicționez și chiar am să o susțin la domnul Mustățea, de altfel dânsul este foarte deschis la anumite probleme care țin de problemele orașului, de rezolvarea unei stări ale și de sănătate și nu numai în orașul Giurgiu, fiindcă și municipiul Giurgiu face parte din județul Giurgiu. Nu este ceva independent și dânsul n-ar trebui să se ocupe. Drept urmare, făcându-mi această adresă, eu am voi merge la domnul Mustățea și dânsul sunt sigur că o vă da mai departe și va face toate demersurile la spital și mai departe ca să rezolve. Bun. Ce aș putea eu face? Și îmi pare rău. Mai avem un telespectator care așteaptă. Doamna Elena, sper că este mulțumită de răspuns. Domnul Florin, acum la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Dumneavoastră, bună seara, domnule primar. Aș avea și o mică problemă, dacă se poate. La intersecția Tineretului cu șoseaua București, semafoarele pentru pietoni, dinainte să fiți dumneavoastră ales, nu funcționează. Deci, dacă, eu știu, puteți să trimiteți pe cineva să verifice, pietonii stau să uită, șoferii trec, culoarea roșu, culoarea verde, nu se observă nici pe stânga, nici pe dreapta. Eu vă mulțumesc și eu vă mulțumesc și aș vrea să vă mai adresez o singură rugăminte. Am creat de 2 luni jumate un portal, giurgiu.ro, primăria giurgiu.ro. Acest portal are un icon, o iconiță, cum îi spun, sau un punct, în care prin simpla tastare puteți adresa orice reclamație, orice sesizare, orice problemă care există în oraș. Nu arde un bec, nu se strică ceva, s-a întâmplat ceva, orice problemă. Acum, în acest moment, și datorită că și drumurile, și cum arată drumurile, și datorită problemelor cum sunt cu iluminatul, eu sunt normal că ele există. Numai că am o societate care are în administrare domeniul public și privat, care de 4 luni de zile este în faliment. Este într-o reorganizare judiciară și care nu-i permite să facă foarte multe. Drept urmare, la ședința de Consiliu de astăzi,
o parte din atribuțiuni au fost transferate către cealaltă societate, Servicii Publice Locale Giurgiu. Ușor, ușor le va prelua și aceste probleme. Iluminatul public l-a preluat deja serviciu, fiindcă acestea sunt servicii publice și nu pot fi date imediat cuiva. Ele fac parte din acele servicii care au nevoie de o autorizare de la ANRMAP, Agenția Națională de Reglementare a Serviciilor și ce mai sunt, ANRSC, nu ANRMAP, ANRSC, Reglementarea Serviciilor. Drept urmare, am trebuit să facem cadrul legal, să creăm acea societate care să preia o parte din atribuțiunile ADPP-ului, fiindcă ADPP-ul nu mai poate, e bolnav, e bolnav pe padă spital, deci nu se mai poate ridica bolnav, prea grav. Mult. Da. Mai trage așa, să moară așa, mai zice, mai ține cineva, mai face o perfuzie, mai deschide ochii, dar n-are șansă. La 300 și ceva de miliarde datorii, nu poți să zici că poți să vii să spui, domne, am profit atâta și din profitul am plătesc și datorile din urmă. Alo. Și mai țin și pentru activitate. Drept urmare, vă mulțumesc că mi-a și cei de la servicii publice, sigur, urmăresc emisiunea și au văzut. Deci, în acest moment vor lua. Eu vreau să merg și altfel, să fie la fiecare intersecție semaforizată, semafor semnal intermitent, la dreapta cucedează. Fiindcă avem șosele destul de mari și e foarte ușor să vii, de exemplu, pe Daciei și să intri la dreapta și să nu mai stai la semafor când ai trei benzi, una de stânga cu semaforizată, două înainte și cea din dreapta care e a doua, poți să o faci lejer la dreapta, fără să te asiguri și mergi. Este vorba, în primul rând, dacă mă scuzați, este vorba, în primul rând, de siguranța noastră și a copiilor noștri. Eu vă cred și dacă ați observat, în program am avut așa ceva și acele treceri de cale, treceri de pietoni pe șoseaua București sunt făcute tocmai pentru creșterea siguranței. Sincer, nu mi s-a adus la cunoștință și nici ai serviciile, cum își fac datoria, nu au fost rezolvat. Eu vă mulțumesc oricum. Mulțumim, domnule Florin. Haideți să mergem mai departe, să respectăm și regula pe care încercăm să o impunem noi aici. O singură întrebare și telespectatorul nostru iese din direct, nu putem să facem dialog cu fiecare. Un SMS zice, domnul primar să vină și pe Negru Vodă, pe la 240 garsoniere, noi ne rupem mașinile, fostul primar nu ne-a ajutat că nu primea votul de la... Nu. Eu stau în zona aceea, știu zona... Am fost de câteva ori tocmai că eram în faza în care doream să reconstruim, să pornim construcția grădiniței din zonă. Cei din fața 240 garsoniere vor avea în continuare acelei fundații de grădiniță, se va face un părculeț pentru copii. Nu poți intra să repari, nu poți intra să torni beton, să torni asfalt iarna, toamna iarna. Plus că n-am avut buget pe anul trecut, a trebuit să am prevederi bugetare, a trebuit să am proiect, a trebuit să am licitație cu firmă. Nu merg pe principiu cum au mers înainte, intră și tu și faci lucrarea aia și facem hârtiile după, când o ai avea bani și îți dau bani. Că așa m-am trezit cu o groază de lucrări începute și plâng pe la ușa primăriei că i-au făcut lucrările, sunt terminate, dar primăria nu le dă banii. Păi dacă n-au contract, dacă n-au prevederi bugetare și dacă n-au avut, eu știu, bani, ca să... cum pot să le dau acea lucrare care e terminată de altfel? Mai luăm un telefon, domnul Florea la telefon, dacă citesc eu bine. Domnul Florea, bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Domnul primar! Și dumneavoastră! Cu respect! De Giurgiu vă deranjez, am 70 de ani, am o mare rugăminte la dumneavoastră, că de când v-am votat, am vrut să vin la dumneavoastră, toată lumea îndeamnă, zis că nu primiți pe nimeni la dumneavoastră, la primărie. Pe Slobozi, pe strada Doicești. Vă mai explic o dată. Știu Doicești. Știu Doicești. La 70 de ani îmi fac baie în Ligian și la ora actuală, că la noi nu există apă. Că a zis domnul primar care ne cunoaște de copii Iliescu, că eu sunt omis întotdeauna. Strada Doicești e omisă după Slobozi. Nu râdeți, domn primar, că așa e, îmi permite... Nu, știu, credeți-mă că știu despre ce e vorba. Dumneavoastră, să am și o apă portabilă. Nu numai apă, vă trebuie frumos. Deci aveți nevoie și de drumuri acolo, strada Doicești, nu este reparată. Este vai de capul ei de este vai de capul ei. Și avem în fund, unde e aia de nuiele ale voastre. Știu, domnul cunosc Florea, foarte bine că am fost telefon, pe Doicești. Lăsați-l pe domnul primar acum să vă răspundă. La ora actuală, după ce... Noi am crezut că prin acest proiect european se închide, că așa s-a spus, cu acest proiect european nu va rămâne niciun metru liniar de stradă fără canalizare. E, uite că mai rămân 5 km jumate de străzi fără canalizare și apă.
APA Service are și probleme financiare privind încasarea banilor de la populație. Se spune astăzi în Consiliul Local, 2% reprezintă. 2%, dar știi ce înseamnă 2%? Acum luăm pe statistică. Păi statistică, dacă unul mănâncă un porc și unul mănâncă o găină, amândoi mănâncă un porc și o găină. Nu, statistica ne ajută să înțelegem mai bine. Să înțelegem un pic, dar nu e... Vedeți, dumneavoastră, dânsul se află în 2%. Păi explicații dânsului care se află în 2%, că e doar 2%. Domnul primar, dumneavoastră trebuie să explicați. Da, așa este. Păi eu încerc să vă spun. Lucrurile acestea se fac în timp. Dacă nu au fost trecute pe un proiect european, dacă APA Service ar fi încasat toți banii de la populație, toți banii de la societățile comerciale, toți banii de la scut și după unde sunt, se mai puteau face din fonduri proprii. A trecut cu canalizarea pe zona aceea, foarte simplu, hai să mai vedem și strada asta, cât are, 30 de metri, 50 de metri, 800 de metri. Nu e greu să mai facem o conductă, facem repede proiectul pe loc și dăm drumul. Nu este eligibilă, nu este în proiectul european, dar îl facem din surse proprii. În momentul acesta APA Service se confruntă cu o mare problemă privind încasarea banilor. Iar ea are niște obligații asumate față de Uniunea Europeană că trebuie să plătească creditul, trebuie să dea cofinanțare. Haideți să-i dăm o speranță domnului Florea, pentru că ne așteaptă încă cineva la telefon. Eu nu sunt omul care s-ar mă joc cu cuvintele. Să-i spun dânsului acum, până termin eu mandatul pe 4 ani, aveți sigur canalizare și apă. Dați-mi voie să studiez problema. Stă în gândul meu ca toate străzile, până termin acest mandat, să aibă canalizare și apă. Este pariul meu cu mine, dar pariul ăsta mi-l fac cu multe lucruri. Sunt și multe străzi care, 26 de străzi la nivel de pământ. Și acum, după ce am publicat și am pus piatră pe unele din ele, am fost bombardat pe Facebook că m-a dat prima zăpadă și pământul înghețat un pic jos, zăpada s-a topit brusc și a făcut bălții, clar, că dacă e pământ, pământ. Și atunci mi-au spus și strada asta nu este, și asta nu este. Și am mai descoperit 4 străzi. Nu străzi, sunt ulițe, fundături, dar vei intri cu o mașină, are 2 metri. Am înțeles. Da, sunt, oamenii aia locuiesc acolo. Și alea trebuie făcute. Să vedem cu ce problemă vine domnul Stănescu, dar înainte de asta vreau să vă spun că avem o serie de SMS-uri, n-am reușit să le citesc, în situația în care nu o să reușim să le dezbatem pe toate. Domnule primar, vi le dau la pachet pentru la primărie. La pachet. Eu le mai spun multora că nu e greu să accesezi acum un calculator. Sigur au un copil, au un vecin, au un prieten, mulți au pe telefoane. Orice problemă care apare, intră pe www.primariagiurgiu.ro, apare sesizări, scrie de cât, strada cu tare lipsă bec, strada cu tare groapă mare, strada cu tare canalizare spartă. Bună seara, domnul Stănescu. Domnul Stănescu la telefon. Bună seara. Bună seara dumneavoastră, domnului primar și telespectatorilor dumneavoastră. Domnule primar, ca să nu mă înlocuiesc emisiunea, îmi pare rău că trebuie să vă spun un lucru după câteva luni, după niciun an de când am ajuns. Văd că se continuă aceeași practică ca vechea administrație și mă refer aici la repartizarea locuințelor astea care se dau și în care, în proporție de cel puțin 60%, stau închise sau sunt închiriate pentru că le-a luat nași fiind cu metri angajați și rude de angajați din primărie. Asta este sesizarea noastră, domnul Stănescu, da? Dacă țineți neapărat pe portalul care ziceți că l-ați deschis, am să vă dau și nominal câteva persoane care au primit acum, având locuințe, având toate posibilitățile și totuși au primit. Dați-mi unul dintre ei. Unul l-am descoperit noi, relativ descoperit noi, a fost cineva, un cetățean, care a spus, domnule, el are locuință, deja nu mai trebuie să fie, dar nu apărea în baza note, plus că toți au dat declarație pe propria răspundere la notaria și soția că n-au beneficiat niciodată de locuință proprietate. Noi am verificat pe codul CNP-ul al soției și al soțului la Direcția de Impozite și Taxe și n-a apărut nimic. Dacă dumneavoastră aveți de alte nume, eu îmi notez chiar în momentul acesta și vă spun exact. Dar credeți-mă că au fost 13 persoane care au verificat. Dacă a fost fals în declarație, este greu ca cineva să caute și lucrul acesta, că n-am sesizat chiar și poliția să-i iau de urmă. Dar dacă aveți orice amănunt, orice informație vis-a-vis, vă rog să o spuneți chiar acum. Sper că n-am închis. Dacă ați păstrat vechea comisie de evaluare, domnule privat... Nu, e greșit, n-am păstrat vechea comisie. Haideți să vă spun și ce am în momentul acesta. Au fost 4 consilieri și n-a fost consilier niciodată de anul trecut. Au fost un viceprimar care n-a fost înainte și au fost toți directorii de direcții. Au fost 13 oameni. Chiar vă rog să veniți să vă arăt orice dosar doriți. Au fost foarte multe sesizări, au venit și au văzut dosarele. Și au zis, dacă nici acum nu consideră oamenii că s-au dat 100%, nu 99, nu 98, 100%,
atunci înseamnă că nu mai avem încredere în viața asta niciodată și tot timpul o să spunem despre oricine. Nu că... e vorba de încredere, e vorba spuneți-mi de nume, domnul Stănescu. Care sunt vii. Și omul își creează aceeași impresie că există o continuitate în aceeași practică. Până o să treacă mulți ani până o să reușim să capete oamenii și încrederea. Priviți vis-a-vis de dumneavoastră de primărie în blocurile care s-au făcut pe bulevardul CFR și o să vedeți câte sunt aprinse, ceea ce înseamnă exact. Nu, nu, acelea sunt date, nu mi le puneți în minte. Alea s-au dat, cum s-a dat, e treaba fiecare să răspunde. Să... Eu zic de acestea din obor. Cele 55 de apartamente, dacă aveți un singur, nu mai multe, unul singur, să mi-l spuneți, domne, omul ăsta, eu am informații clare, precise, că omul acesta mai are o locuință. Domnul Stănescu, mergeți la primărie să-i dați lista cu... Nu, dacă are un nume, mi-l dă acum, eu mi-l notez. Nu vreau să continuăm discuția. Am stabilit că domnul Stănescu se pune o întrebare și nu, deci primarul răspunde că nu mai terminăm. A zis că are o informație, da. Dar doar să venim pe post sau să venim și să spunem că am eu așa o bănuială sau 60% s-au dat și nu s-au dat deja și ce se întâmplă e jenant. Mulțumim, și domnul Stănescu. Haideți să ne oprim aici, domnule primar, să citesc câteva SMS-uri. Cineva zice, am rugămintea la domnul primar de a lua o măsură cu câinii din centru. Nu numai din centru, haideți să vă și răspund la ele. Nu, dați-mi voie să citesc întrebarea, pentru că nu putem scoate copiii, pentru că se repelă oameni, sunt foarte mari câinii. Ieri am salvat o doamnă cu un copil din gura lor, erau cel puțin 10 în centrul orașului. În fiecare zi sunt mușcați între 3 și 5 oameni din județ, din care 1-2 din municipiu. În fiecare zi. La ora actuală sunt foarte mulți. Țineți minte că au fost discuții mari. Când am început și am adunat și am dus în adăpostul de câini, credeți-mă că sunt bombardat pe Facebook din toată țara. A pus cineva o poză cu un câine jerpelit, ținut într-un nu știu ce adăpost și în momentul ăla toată lumea care zice că nu era de la care nu era de la Giurgiu. Deci în momentul acesta avem 720 de locuri pentru câini. Astăzi s-a semnat delegarea serviciului pentru câinii comunitari în cadrul la SC Servicii Publice. Deja a venit o fundație care a zis, domne, noi vă ajutăm cu niște mâncare să le dați la acei câini. Autorizez pe cineva pentru a tranquiliza acei animale, fiindcă e greu când te duci să prinzi câinii, prinzi tot pe aia mici sau bolnavi, pe aia mari și sănătoși și răi, nu-i prinzi, că aia fug. Și atunci trebuie cu tranquilizanți, trebuie să adormiți. Acest lucru vrem să-l facem. Creăm 1500 de locuri pe un spațiu în platforma 1 a combinatului chimic. 1500, știți cât costă municipalitatea o cărță de bani, dar și, până la urmă, disconfortul care îl creează acest câini, rămânând pe stradă, eu știu, supărarea care o face, plus teama oamenilor că nu poți să-ți lași un copil pe stradă, nu poți să-ți lași ceva. Iarna s-au înrăit, n-au în mâncare, e frig. În momentul ăsta devin animale. Exista o estimare la sfârșitul anului trecut, când am realizat chiar cu dumneavoastră și cu reprezentanții unor asociații de protecție a animalelor, celebra emisiune în care mai aveam puțin și... nu zic mai departe, se estima atunci că am avea 5.000 de câini în Giurgiu. Nu, da câteva mii, 3.000, acum nu știe nimeni, că știți cum e, migrează. Ba da, s-a venit atunci cu cifre concrete și cu niște soluții. Am intrat atunci și am prins vreo 150. Bunăstarea câinilor, ne-am în niciun caz oamenilor. În acest moment vom intra iarăși, autorizăm o mașină, chiar dacă iau de undeva împrumut, am vorbit și cu medici veterinari din Giurgiu, iubitori de animale care și-au manifestat dorința și de a ajuta, de a fi alături, de a face sterilizări gratuite. Oamenii doresc să rezolve problema. Să știți că în Giurgiu, efectiv, n-avem o asociație de protecție a animalelor habodnică, care să spună, nu, domne, pe mine mă interesează oamenii, mă interesează câinii. Erau, dar era din județ, doamna aceea, care... Spunea. În rest și mai e o fată care mai mult stă pe la București decât pe la Giurgiu, dar nu, doare... Nu, din emisiunea am rămas cu mari nedumeriri, dar mă rog... Am rămas cu un gust amar, dar acolo am realizat cam ce mă așteaptă. Da, și am înțeles spun, că 22... anul trecut oamenii dumneavoastră din primărie, de la DADP, au încercat să ia niște câini după stradă, am înțeles că au venit reprezentanții asociațiilor să-i asiste, să da, îi păzească. Au venit și au făcut tot felul de demersuri, am avut controle de la DSV. Și că n-am voie să țin câinii decât 2 săptămâni acolo, că e o zonă de carantină, nu e o zonă de dormit și de stat acolo. Mai spuneți-mi un lucru, vă rog, au început doamnele din centru cu coanele de la bloc, așa le-am zis noi într-un material mai colorat, să crească câini pe domeniul public, adică le faci cutiuțe, zidării, e normal, nu este un abuz să crești câini pe domeniul public? Trecem pe, dacă ar fi numai asta problema, trece și iarna aceasta. Eu zic că în primăvară intrăm în normalitate cu câinii. Avem 720 de locuri unde putem să-i ducem și vom intra în forță. Avem
în zonă unde începem construcția, demolăm o clădire, astăzi s-a dat avizul pentru demolare, demolăm o clădire și în zona aceea începem să facem gar și să construim, pe măsură ce construim îi aducem. Și eu zic că în mandatul ăsta îl termin. Nu mi-am luat angajamentul cu câinii. Nu e în contract. Și zice, mi-am luat că mi-a fost teamă. Dar e așa de mare problema încât n-am încotro, trebuie să o rezolv. Cineva trebuie să o rezolve. Nu, trebuie rezolvată. Să procedăm în felul următor. De telefoane nu mai avem timp. 10 minute mai sunt din emisiunea noastră. Am să citesc câteva SMS-uri, după care o să rog colegii să difuzeze materialul realizat astăzi de Nicoleta Pană, difuzat la știri, mai difuzăm și noi odată, materialul despre regulamentul cimitirelor, dar nu acum, după ce citesc câteva SMS-uri. Zice un telespectator, domnule Barbu, ne spune și nouă când vor fi evacuate persoanele ce nu au dreptul de a locui în locuințele sociale. Nu au dreptul. Cum bine știți, unii dintre acești locatari au ajuns să facă parte chiar din Guvernul României. Bună seara! Au dreptul, fiindcă ei acolo au venit pe baza unei repartiții, a unei delegații, a unui contract, deci drepturi au. Nu mai au în momentul acesta posibilitatea să stea, fiindcă ei n-au plecat, n-au plătit de cel puțin 4-5-6 ani chirie, n-au plătit întreținere, n-au plătit nimic. Când am venit, s-a făcut o verificare, s-a deci mai făcut o verificare. Dreptul. Momentul 1 aprilie, eu am mai spus multora, nu va fi o zi a păcălelii, va fi o zi a certitudinii. Fiindcă tot acea lege mă obligă să nu evacuez între 1 decembrie și 31 martie. E o lege care spune, domnule, n-ai voie să evacuezi, să scoți forțat în casă în perioada de iarnă. Dar perioada de iarnă trece. Deja au început oamenii să intre în fibrilație. Vin și jelesc pe la primărie că ce se întâmplă cu ei în momentul ăsta? Zic, doamne, cât aveți? Păi am ceva, cât? Păi am vreo 100 de milioane la chirie. Păi doamnă, dumneata nu plătești mai mult de 50 de lei, deci 500 de mii bani vechi. Hai un milion. Păi un milion pe lună. Înseamnă că n-a plătit mai nimic. Păi n-a plătit de 7-8 ani. Nimic. Gândiți-vă că dacă n-a plătit chiria, n-a plătit nici întreținerea. Creează probleme celorlalți din bloc și locatarii și până la urmă cei de la asociație vin și spun, domnule, nu mă interesează pe mine pe cine a spus aici. Aia e clădirea primăriei, plătiți voi pentru ei. Că da, țineți aici. O nouă întrebare, zice un telespectator. Vreți să știți și noi, locatarii din blocul 64 din centru, blocul ING Bank, când se va face legătura la gaze? Vedeți? Ce pot să le spun oamenilor acest? Să le... Ce le promit că dacă nu dau drumul la lucrări? Asta înseamnă să-i aprob mâine firme care face branșamentul, care are banii luați de la acești oameni de 7 luni, de 8 luni, de 9 luni, le-a spus în contract că într-un an vă fac. Așa scrie în contract. Și oamenii au semnat că sunt de acord să facă într-un an. Ce intră și au intrat ei în teamă că au luat banii din martie anul trecut și eu nu le dau autorizație până în aprilie. Și atunci se termină anul. Deci așa au lucrat. Ce vrei să le fac? Oamenii ăștia au dreptate, stau în frig. Eu acum, cinstit vorbind, dacă încălcăm acel regulament și spunem bun, dăm voie la firma de branșament să facă un șans mare pe mijlocul străzii. Ce zic ceilalți? Păi, doamne, v-ați găsit iarna acum când plouă, ninge, bate vântul. Oricum o dăm, nu e bine. Tot nu e bine. Nu, trebuie să intre într-o stare de normalitate. Firma respectivă trebuia să-i spună, doamne, îți dau în 6 luni, îți dau în 8 luni. I-a spus, dar prea a lăsat-o deoparte. A lăsat-o că se putea. Domnule primar, lista cu priorități ANL va continua de unde a rămas în urma ultimelor repartizări? Bineînțeles, dar pot apărea modificări de structură. Până la urmă și de ierarhie. Să vă spun de ce. Sunt foarte multe criterii. Se poate întâmpla ca o persoană să acordă punctaj dacă are o situație, eu știu, medicală. Mai primește 2 puncte. Poate între timp să îmbolnăvește. Soția între timp când el s-a îmbolnăvit a mai născut un copil și mai primește 3 puncte și cu 2 de acolo 5. Și cu încă 3 puncte că mai trece un an, a primit 8 puncte. El vă poate dați seama ce se întâmplă dacă face tripleți. 9 asta puncte. Asta este, 9 puncte, da. Ce se întâmplă dacă vine cineva, dacă mâine vine cineva și face o cerere și are 10 copii, automat că câștigă, toate o să face pe bază de punctaj. În vară, în toamnă, când se vor da cele 120 de apartamente, se vor mai verifica o dată, la rând. Un ultim SMS și difuzăm materialul cu celebrul regulament al cimitirelor. Domnule primar, ce facem cu facturile mari la căldură, la 3 camere, avem 780 RON pe lună. Pe luna decembrie. Nu, acolo e o problemă. Haideți să vă spun. Înseamnă că e o problemă cu contorizarea. Au venit garsoniere de undeva din policlinică și mi-au spus, domnule, nu se poate, are camera 12 metri pătrați și eu plătesc 4 milioane. N-am cum, ci dacă dădeam foc în mijlocul camerei și nu aveam cum.
Și am trimis hârtiile către, asta s-a întâmplat anul trecut, către CET și așa este. Ei aveau un singur gigacalometri la intrare, mulți s-au închis, ăla era supradimensionat și ăla contoriza și se oprea să duceau la 7 sau la 9 să împărțea. Și atunci au venit, au recalculat și au zis, da, ok, lor le-a zice cel mai bine la camerele astea să stabilească un model paușal, adică, domne, am 12 metri, cam cât ar fi, că-s bine, că mult sau puțin, plătesc 2 milioane, știu că plătesc 2 milioane lună de lună, dar atât. 7 milioane e mult. 7 milioane 800. În condițiile în care prețul a scăzut, înseamnă că au o problemă de contorizare. Înseamnă că sunt pierderi pe traseu. Sau care de izolație. Da. Sunt foarte puțin. De izolație nu mai spun, dar nu asta ar fi problema. Problema este că dacă în blocul acela nu sunt toți cablați și au pus centrale, în momentul ceilalți plătesc pentru toți. Asta se știe. Bun, în ședința Consiliului Local de astăzi, regulamentul cimitirelor s-a vorbit o oră. Urmăriți în continuare un material realizat de colega mea, Nicolae. Mă bucur că Nicoleta s-a votat până la urmă. Chiar dacă s-a vorbit o oră, dar s-a votat. Haideți să vedem ce s-a vorbit. Proiectul de hotărâre ce vizează noul regulament de funcționare a cimitirelor giurgiuvene a fost sarea și piperul din Consiliul Local de astăzi. Aproape că fiecare articol al regulamentului a fost luat la bal mărunți de către consilieri care timp de o oră au distrat audiența prin expresiile folosite sau prin reacțiile unora dintre ei. Vă prezentăm un colaj al dezbaterilor pe tema cimitirelor și dacă nu ați înțeles nimic, înseamnă că v-am arătat esențialul. Să treacă la exhumarea celui mormântat acolo și să dea la o scioare, la o scioare, la acolo, la o soară. Să dea la groapa comună. Dar acolo era comun, e amestecat. Oasele lui Maria cu Vasile, cu toți sunt amestecate. Deci, nu, că articolul de aici spune clar că, deci, mortul... Fizic. Păi, de spirit. Deci, este desumat și aruncat. Și, mă rog, pus în săculeț, se pus acolo la groapa acolo. Deci, ca formulare, mi se pare cam... poate juridic sună bine, dar din punct de vedere al limbii românești. Din punct de vedere limbă, persoanele care au deces. Da, adică cum își exprimă revindecarea? Vine cineva și zice... Nu, eu aici cred că se pune situația celor care le-a expirat perioada de concesiune și ar avea dreptul sotelor. Nu mai trebuie. Zice... Acordul vecinilor pentru construirea unei capele s-a atașat acordul vecinilor pentru efectuarea acestei construcții. Ori acordul vecinilor s-a acest decedat vecinilor. Titularele concesiunii. Atunci modificăm titulare. Păi dar titularul ăla e mormântat, titularul de concesiune. Ăla a avut contract când era viu și a rămas, a murit și... Deci, de unde s-a plecat? Vă explic acum de unde s-a plecat necesitatea. A luat concesiunea astăzi, el mai trăiește încă 5 ani și în al 6-lea an moare. Și zice, după un an, după prevederea asta, zice, băi, Ermeni, ia scoate-l de acolo, că am chiar contractul de concesiune și nu se plătească. Iarăși o greșeală. Nu, deci ce se întâmplă după 7 ani, că o semintele trebuie... Haideți să vă spun ce acolo, deci... Vă rog mult tot, că așa ajunge cartul ăia și iar de pe toți. Acele administratore de cimitir a zis, doamne dragă, un loc pe viață. Și a scris pe chitanță loc pe veci, pe durata nedeterminată. Adică nu pe viață, pe moarte. Deci pe durata nedeterminată. 40 de zile să udă, să tămâiază, să aprind lumânări. Nu e nicio toaletă. Nicio. Nu, vă spun eu, sunt 5 toalete din 6 cât mare administrația. Că am avut un interviu vis-a-vis de numărul de toalete. Au fost 20. S-au casat 14, au mai rămas 6. 2 la Smârda, 2 la Caralambie, 1 la Sfântul Gheorghe și una e până nu știu pe unde lăsat. Legenda nodului Cordian s-a rezolvat de mult. În Alexandru Macedon, trecând prin Anatolia, mergând să cucerească Persia, a tăiat nodul Cordian. Există un haos, nu există reguli. Și ca să facem un sumar al acestui subiect, consilierii s-au interesat de ritualul tămâierii mormintelor, de cum este așezat mortul în groapă, dacă cimitirele au apă și toalete, dacă sunt păzite și de către cine, dacă să facem sau nu cimitirele obiective turistice, sau dacă vecinul,
de mormânt e viu sau mort și lista poate continua. Concluzia este însă una singură, cel puțin așa afirmă cel mai vocal consilier local. Eu vreau să mă credeți, cimitirele fac parte din educația, cultura și civilizația poporului și a neamului românesc. Vă mulțumesc mult de tot. După mai bine de o oră de discuții despre morți, consilierii au trecut la vii, adică au aprobat noul regulament al cimitirelor, cel mai probabil sătui de atâtea polemici și mai puțin convinși de utilitatea acestuia. Utilitate. Dar l-ați urmărit la lucru pe domnul consilier Ionel Dinu, despre nodul gordian, despre Alexandru cel Mare, cultură, neam, și despre apa lui Mihai Viteaz, a uitat să zică ceva. Domnul Dinu, eu i-aș imputa ceva din cafelele și apa minerală care să bea în plus, că de fiecare dată lungește ședința, cel puțin cu jumătate. Nu, eu i-am spus altfel. Am spus că am făcut contracte cu televiziunile ca să difuzeze aceste ședințe doar 2 ore. Ce în plus le pun consilierului? Că m-am săturat și eu să stăm să despicăm firul în patru. Eu înțeleg să ai o confruntare de idei. Dar să o iei așa, dar surda pe câmp, să mă bată Dumnezeu. Acum, din toate lucrurile bune, că ai zis ce au fost bine din toate astea. Știi ce se întâmplă? Proiectul de hotărâre care astăzi s-a aprobat este identic cu cel de acum 9 luni. Nu s-a schimbat cu 3 ani. Nu s-a schimbat nimic. Apar câteva lucruri noi. Parte de codul civil, reglementări noi care au apărut și le-am transpus. În rest, ei cred că nu s-au uitat acum 3 ani ce s-a întâmplat. Au mers așa de valma și acum s-au găsit să citească de-a fi rapăr. Dar în direct fiecare. Asta da, bine. Dar ce am vrut să spun? Lucru bun. S-a instituit o taxă, un tarif de 3 lei pe mormânt pe lună. Cu acești bani. Pentru cine dorește. Dar cu acești bani se asigură 2 posturi permanente de pază în fiecare cimitir. Cu acești bani se asigură 25-30 de persoane angajate în cimitir care vor curăța toate aleile, toate locurile de veci și vor face și alte servicii. Acesta este lucrul cel mai bun. Restul celelalte, știți cum este, ține de legislație, ține de cum înțelegem, cum vrem să înțelegem, cum ne-au pus unii ca să nu înțelegem. Să schimbăm registrul, domnule primar. Ne-a mai sunat, am fost anunțați din regie, un cetățean cu dizabilități locomotorii care ne întreabă cum îl putem ajuta pe dumnealui și pe alții la fel ca dumnealui cu aceleași probleme cu privire la rampele din... Da, instituțiile publice, magazine și tot, dar și instituții publice. Este o problemă de mult în Giurgiu. E obligația legii ca să ai rampă la orice instituție. În primul rând, la orice magazin, la orice, eu știu, spațiu public, este obligație, nu este o dorință sau că vrea cineva sau nu. Și ca orice deci, obligație... Asta trebuie să o reglementeze. Da. Nu, la un moment dat, prefectura trebuie să facă un control la toate instituțiile, că este în subordinea dumneai, să facă un control, să zică, domnule, ați făcut cum trebuie. Că nu e problema că nu există. Dar sunt făcute să fie acolo. Bun, nu mai avem noi timp. Am vrut să fac o singură lucru. Când eram la Rotary președinte în 2006, am vrut să fac un test. N-au vrut colegi atunci, dar eram pornit. Am vrut să iau un cărucior și fiecare coleg al nostru să încerce să intre într-o bancă și să-l pună și pe directorul ăla de bancă sau pe directorul ăla de instituție să coboare jos, să încerce el să urce cu căruciorul pe tabla aia în 45 de grade, lucioasă, și să-l văd eu cum dă, cum patinează sau cum e. Au dreptate. Da, mai prelungim 2-3 minute emisiunea noastră. Un telespectator mi-a trimis mie personal un SMS și îmi scrie la un mod foarte interesant că dacă ar fi în locul meu, zice, v-aș întreba pe dumneavoastră de ce vă considerați sau dacă vă considerați mai pregătit decât fostul primar. Oamenii vor spune. Un răspuns scurt. Haideți să vă spun care este. Nu, nimeni nu e mai deștept, mai frumos sau mai inteligent decât celălalt, decât dacă demonstrează lucrul acesta. Dați-mi timpul necesar să demonstrez lucrul acesta și peste 3 ani jumate vă veți convinge dumneavoastră dacă a meritat acea schimbare sau nu. Dacă n-a meritat, aveți libertatea și puterea să schimbați pe actualul primar, să puneți orice alt om, fiindcă doar așa vom realiza. Doar prin schimbare vom realiza și progres. Dacă mergem de surdă sau de acțiune, îl ținem pe unul acolo că e bun, se clasă, că altul nu mai este, nu o să facem nimic. Nici eu nu mă țin pe mine și nu mă zic că sunt cel mai bun. Dar e o altă gândire. Dacă această gândire a mea nu dă rezultate, aveți tot dreptul peste 4 ani să luați cea mai drastică măsură. Aut și vine altul.
Dați-mi acest, dacă mi-ați dat această încredere, dați-mi-o până la capăt. Dați-mi șansa să demonstrez că pot face ceea ce am gândit să fac și ceea ce v-am spus să fac. Giurgiu Veni încă ne mai sună, nu mai putem să luăm telefoane. Le promit celor care ne-au trimis SMS-uri și nu le-am dezbătut că am să le trimit la primărie, domnului primar, angajaților și aceștia mâine. Puteți le transferați direct acum pe primar, arond primăria giurgiu.ro. Este public, este... Vor ajunge la dumneavoastră într-un fel sau altul. Domnule primar, mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în studio. Și eu vă mulțumesc și oricând aveți nelămuriri, sunt și accept cu plăcere invitația să dumneavoastră. Să mai treacă ceva timp să mai lucrați, să mai lucrăm și vă invităm să ne spuneți ce ați mai făcut. În această seară, de la ora 21, Oameni și Destine, realizator Mihai Dândăreanu, emisiunea care urmează, iar mâine de la ora 19:30, de acum colegul meu Gigi Velicu vă invită la Iluzii, Prejudecăți și Perspective. Eu personal vă anunț că emisiunea despre fericire va fi reprogramată, mai amânăm cu fericirea. Emisiunea despre fericire a lui Gigi Velicu, care mâine, cum spuneam, vă invită la o emisiune pe tema Cine este România? Tot mâine seară, de la ora 21, Marian Butan și Florin Negipa vă invită la emisiunea lor, de data aceasta, Realitatea Nefardată. O emisiune intitulată Crucea Roșie, lecții necesare. Încă o dată mulțumesc, domnule primar. Punct aici și Giurgiu, înainte de toate, va continua, dar încercarea noastră de a vede Giurgiu și Giurgiu Veni cu alți ochi merge înainte. Ne revedem joi. Până atunci vă invit să priviți lumea din jur cu ochii celor care caută să înțeleagă și nu să acuze, cu ochii celor în stare să vadă frumosul și valoarea trecând peste mărunțișuri. Sângelul Brebenel, numai bine!